Două dintre fete aseară au trimis bilețele în casa băieților, au cerut permisiunea la cei din staff. Iuliana i-a scris lui Vlăduț, spunea că nu are nici foaie, nu are nici măcar o cariocă cu care să-i scrie, a rupt o bucată dintr-un ambalaj cosmetic și a improvizat acolo un bilețel. Zicea că nu prea îi place cum iese, a rugat-o pe Cristina și Cristina a ajutat-o puțin. A scris cu un creion din acesta cosmetic, zicea Cristina că ea a mai scris cu ăla și i-a ieșit destul de bine. Elena i-a scris și ea lui Valentin un bilețel, spunea că i-a scris că speră să adoarmă cu gândul la ea, că abia așteaptă să-l vadă și că îl pupă. Iar Iuliana i-a scris ceva, somn ușor, te pup. Am văzut că au ajuns bilețelele în casa băieților și atât Valentin cât și Vlăduț erau foarte fericiți.